Bun găsit, stimați spectatori, suntem la ordinea de zi, o nouă zi plină, așa cum a început și această săptămână și cum vom avea multe, cum spuneam și cum se vorbește pe surse, practic începând cu luna martie ar trebui să avem o nouă clasă politică, adică tot ce vedem politician de rang înalt la acest moment ar cam trebui să treacă pe la DNA sau prin alte părți. E, aș putea să spun și Cred că dumneavoastră care ne ați urmărit seară de seară și urmăriți ce se întâmplă pe televiziunile centrale că lucrurile merg în direcția bună. Cei care au greșit, e normal să plătească, iată că a venit și ziua judecății, cum se spune. Deși, deși vreau să vă spun că încă parcă unii sunt ocoliți de, de organele competente, sau, în orice caz, dosarele lor încă nu au fost completate ca să se poată trimite în judecată. Cu siguranță, cum spuneam, următoarele zile, următoarele săptămâni și n-ar fi spus ca și următoarele luni, să vorbim de ce se întâmplă în, în justiție, activitatea DNA, chiar și DICOT-ul și uh, celelalte deci instanțele judecătorești lucrează în această direcție. Bineînțeles, nu vom ocoli nici această seară scandalul uh, pe care îl face Elena Udrea. Uh, ea pare este în fiecare zi, astăzi a fost uh, la poliție, ca să știți că este sub control judiciar într-unul din dosare. Și a mai făcut o declarație așa mai belicoasă, însă pe surse se transmite, deci toți cei implicați în gala bute sunt cam arestați. În mod normal, din momentul când îi va fi dat acceptul Camerei Deputaților, s-ar putea ca și Elena Udrea să ajungă după gratii. După cum, S-ar putea ca după gratis să, ajungă și gorjanul nostru, fostul senator, actual judecător al Curții Constituționale, Tony Greblă. Domnia sa a aflat astăzi de cererea pe care a înaintat-o dna către Senat pentru ridicarea imunității. De fapt, e mai ciudată situația. El -are, deci, Tony Greblă nu are o imunitate cum au senatorii, de exemplu, sau deputații. Deci, el nu va mai fi supus în plen. Deci, doar comisia respectivă a Senatului va lua în discuție cazul și poate să-i dea, să dea avizul pentru arestare. Pentru că, atenție, DNA a cerut în marți aviz de la Senat pentru arestarea preventivă și trimiterea în judecată a lui Tony Greblă, în dosarul în care este acuzat de faptă de corupție. O să revenim astăzi asupra dosarului, mai ales că au apărut și foarte multe evenimente noi. Printre altele, am aflat, de exemplu, că astăzi a fost la, în alta, la DNA și managerul general al CO, Laurențiu Ciurel, care și-a adus și la minte că a fost amenințat cândva de către Tony Grebla și că după aceea toate lucrurile au revenit în 2013. E cam ciudată acea declarație, o să vorbim despre, despre ea, uh, mai ales că, de fapt, declarația nu se îndreaptă neapărat doar spre Toni Greblă. Prin Ricoșeu ajunge și la Marin Condescu, știm, eterna uh, preocupare a lui Laurențiu Ciurel. Bac de seamă și având în vedere că toți cei trei eroi, au dosare în stadii diferite la instanțele de judecată sau la parchete, cu siguranță că vom mai vorbi de ei la momentul respectiv. Așa cum spuneam, solicitarea DNA a fost trimisă Procurorului General României, care urmează să zizeze biroul permanent al Senatului pentru a putea fi declașat de procedurile de arestare și trimitere în judecată. Tony Greblă spunea, astăzi, cităm, nu mă așteptam să se întâmple acest lucru. Credeam că voi avea parte de o urmărire penală echitabilă și fără excese. Dar cum suntem într-o campanie permanentă, trebuie să existe și pagube colaterale. Am încheiat citatul din Tony Greble. După cum bine știți, Tony Greble este urmărit penal pentru trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, în scopul obținei de bani sau bunuri necuvenite. Acuzațiile i-au fost aduse la cunoștință încă din 22 ianuarie lui Tony Greblă, după cum știți și dumneavoastră. <coughs> Mai sunt judecați alături de Tony Greblă, uh, Ion Bârcina sau Dan Bârcina cum este cunoscut, omul de afaceri din Gorj și finul lui Tony Greblă, deputații PSD Iulian Iancu și uh, tot un... Uh, îmi scapă numele celuilalt deputat dar mai sunt și oameni de afaceri, inclusiv Constantin, generalul în rezervă Constantin Bartolomeu, Săvoiu Mare, maestru al Marii Logii Naționale Române, 1880. Dintre acuzații, și să știți că noi l-am prezentat, vă aduceți aminte, cei care vă uitați la noi, am prezentat acuzațiile în amănunt la vremea când au apărut, acum două săptămâni, deci, potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2015, Tonic Grebla aflat în exercitarea funcției de senator până la 18 decembrie 2013 și apoi de judecător la Curtea Constituțională, a pretins și primit de la Ion Bârcină cu titlul de foloase necuvenite următoare. Folosința gratuită, întreținerea și asigurarea pentru un autoturism marca BMW serie 5. Îl matricula succesiv pe mai multe firme controlate de Bârcină, în echivalent 56.070 de euro. Să știți că la momentul când am văzut pentru prima dată această sumă, m-am gândit, mă frate, atât o fi costat mașina. Sau au și, există facturi, adică, bă, întreținerea a costat 5.000, reparațiile, cum mai fi dat cu ea pe undeva și nu știu, a costat 10.000. Nu. Să știți că astăzi din rechizitorul DNA, din ce am văzut eu, știți cum au calculat judecă, uh, în ce scuze, procurorii această, acest, această sumă de 56.000, exact 0,70 de euro? Ca și cum ar fi închiriat mașina, dacă ar fi luată mașina, să zicem, de la o firmă de închiriere, s-au stabilit un preț mediu de închiriere și au calculat pe toți cei 5 ani. Dacă dumneavoastră vi se pare corect, o fi așa, deci din punct de vedere legal, dar mi se pare o aiureală în condițiile în care în primul rând sunt rude și în al doilea, deci luasă mașina respectivă. Adică dacă, să zicem, un om politic ia de la altul mașină închiriată, deci trebuia să-i plătească chirie? Sau dumneavoastră care sunteți, să zicem, e unul într-o funcție și ia o mașină de la rudele lui, oricare ar fi, și o ține o perioadă, că se întâmplă între rude. Sau putem avea altă, pentru că, apropo de, sunt în continuare, circulă în România, și în gorj nu mai vorbim, foarte, mași, foarte, multe mașini care nu sunt înmatriculate în regulă, pe numele foștilor proprietari, că nu se fac acte. Poliția nu zice nimic. Cel puțin la gorj habar n -au. Deci nu se, nu se doresc acest lucru, nu doresc să rezolve. Și sunt mașinile date de... Deci ăla poate omul de mână credință a cumpărat-o. Dar circulă cu ea de mulți ani pentru că proprietarul adevărat nu vrea să facă actele. Sau nu vrea cel nou care a cumpărat mașina să facă actele. Deci există diverse chestii. S-ar putea să trezească cu un dosar la DNA și să-i și calculeze pagube pe mașina proprie. Zic eu, deci aici asta cu 56.000 de euro, nu știu cât stă, ca și cu rochile și cu celelalte. E adevărat, uh, procurorii spun așa și bănuiesc că pot să și dovedească, cităm, foloasele necuvenite au fost primite în schimbul promisiunii de a interveni și determina diferiți funcționari publici să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu în folosul firmelor controlate de Bârcină Ion cu interese în domenii de activitate diverse, energie, transport, fier vechi, susțin procurorii anticorupție, cum spunea. DNA mai spune că începând din august 2014, Toni Greblă a făcut demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale de export între finul său, Ion Bârcină, un cetățean turc, Victor Dolghi, și Constantin Bartolomeu Săvoiu. Cetățeanul turc este conform unor documente în dosar, omul de afaceri, Corecii, SAVET sau SEFCHET, ce vrea de, de genul acesta. Cei cinci ar fi constituit un grup infracțional, organizat, pentru a exporta prin Turcia produse agroalimentare către Federația Rusă, în ciuda embargoului instituit de aceasta pentru marfa din UE. Bun. Apropo de chestia asta, într-adevăr, este o ilegalitate, din ce îmi dau eu seama, dar nu ne-am lămurit. Dacă s-ar fi făcut, că nu s-a făcut acest export, ce se dorea, pe cine de favoriza? Deci, din ce înțeleg eu, autoritățile române au o mare dragoste de Federația Rusă și au grijă ca Federația Rusă să nu fie afectată. Deci, încă o dată cităm. Cei cinci ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru a exporta prin Turcia produse agroalimentare către Federația Rusia, în ciuda embargoului instituit de, a, de aceasta pentru marfa din UE. Deci Rusia nu vrea marfă din UE. Și noi le-o băgăm cum le-o băgăm. Bun. Și atunci? Bine. Încă o dată, condițiile legii sunt că trebuie să respectăm anumite, anumite lucruri. Dar mă întreb și eu dacă ăsta este chiar adevărul. Deci penalizăm neapărat cineva care are treabă cu Rusia? Adică vrea să fenteze pe ruși? Că parcă politica noastră de partid și de stat cu ghilimele de rigoare cum era odată, nu prea e pe prietenia română-rusă, ba din contră, e de porc să vorbești de relații bune cu Rusia. Așa de bine la prietenul american. Logic. Și atunci, în situația de acum, nu prea se leagă. Sau procurorii n-au aflat ce zi politicienii? În fine, e de lămurit acest lucru. Bun, Iulian Iancu și Lucian Șova, că mi-am auzit aminte, celălalt Șova din Parlamentul României, sunt pe parlamentarii acuzați. În acest dosar că ar fi adus oameni la meeting, diverse, diverse lucruri. Aș putea spune că, nu știu cât... Nu știu cât de relevante a, în, în, acest, în acest domeniu. Dar de ce ce vreau să vă, să vă zic în, în această direcție este faptul că cel care a făcut astăzi o, o să zicem așa, o declarație care îl îngroapă puțin pe, pe senatorul Tony Greblă este uh, Lucian, pardon, uh, da, este vorba de domnul Ciurel care pe lângă alte probleme ale domniei Sale, știți că tocmai cu e cu minerii pe la ușe și din câte știu, are și un dosar la DNA, adică sunt vreo câteva sute miliarde care au plecat de la Rovinari în 2007-2008 cum au plecat și încă nu ne-am lămurit Uh, Laurențiu Ciurel, uh, directorul general al Oltenia, le-a spus astăzi procurorilor DNA că Toni Greblă l-a amenințat într-o discuție avută pe holul Prefecturii Gorj. Este vorba despre un schimb de replici și ar fi avut loc după ședință cu parlamentare unde Ciurel prezenta situația Ceoltenia. Ciurel susține că Gre uh, Toni Greblă i-ar fi spus că o să-l termine. Uh, și bine, DNA o vine imediat a părut, Zădor, o declarație ca să-i ajute față de momentul inițial, au apărut elemente care conturează suficient rezonabil la săvârșirii ultimilor două infracțiuni menționate, în sensul în care judecătorul de curte constituțională Tonic Deblă, în cadrul unei întâlniri directe cu o persoană care avea calitate de suspect într-o cauză penală aflat în instrumentare la DNA, i-a întărit convingerea că în cazul în care ancheta va reprezenta un pericol pentru acesta din urmă, va afla acest lucru și va comunica, lăsându se să creadă că are influență pentru a obține aceste informații de la organele judiciare. Bun, că între timp a fost percheziționată și mașina senatorului aflată la Parlament la București, fostului senator, pardon, s-a găsit nu știu ce act de la primăria Telești, puțin contează. Însă, declarația lui Ciurel are câteva lucruri uh, ciudate. Și vă spun de ce. Uh, primul lucru se referă că lucrurile s-au desfășurat în 2007-2008 cum s-au desfășurat. Și că de fapt totul a fost reluat în 2013 când la un seminar la care au participat și mi-aduc aminte de la au participat foarte mulți parlamentari din Gorj, aceștia au atras atenția că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Deci în 2013. Suntem în 2015 și se vede că direcția a fost greșită. Bun. Păi, în condițiile acestea, și că ar fi avut loc o discuție privată unde unde se, se va spune, unde i s-ar fi spus ce i s-ar fi spus. Păi uitați-vă, deci asta e vorba de întâlnirea din atenție, din 2013, nu cea din 2008. Bine că și aia din 2008 am văzut la unele televiziuni, au adus-o în 2013, nu e așa. La un moment dat am părăsit sala eu și Tony Greblă și pe holul prefecturii Gorj ne-am reîntâlnit. Foarte nervos. Tony Greblă mi-a spus textual, citesc din memorie. Cit, Oameni ca tine nu o să-i uit niciodată și o să am grijă să fii terminat. I-am răspuns, aveți intenția să mă amenințați direct? La care Tonic Greblă mi-a spus: Nu este o amenințare, este doar un avertisment. Între cele două momente, respectiv momentul de refuz al, compens al compensării susținut de Tonic Greblă și momentul amenințării mele pe holul prefecturii, există o stânsă legătură, în opinia mea. Mai mult decât atât, arăt că, practic, este vorba, atenție, e din documentul depus astăzi de la Urențiu Ciurel la DNA. S-au dat, declarația dat. Scuze. În perioada 2009-2012 am fost nevoit să plec din Sistemul Energetic de Stat către domeniul privat, deoarece nu eram agreat de Tony Greblă și Condescu Marin, cei doi practic controlând numirile în funcție ale tuturor directorilor din Sistemul Energetic și Minier. Era de notorietate faptul că asocierea Condescu marin tony Greblă făcea numirile acestor directori în biroul de parlamentar al lui Tony Greblă. În tot anul 2013, spune uh, Laurențiu Ciurel, Toni Grebla a marșat la tot felul de presiune ale lui Condescu Marin, făcute prin media împotriva mea, participând la acțiunea ale lui Condescu împotriva mea, de genul reuniuni cu parlamentarii din patru județe pentru a determina schimbarea mea din funcție. Uh, deci, interesant. Uh, deci, încă o dată vreau să vă spun că acest text îl văd și eu pentru prima dată. Uh, de fapt pentru ce s-au luat sau ce spune Laurențiu Ciurel. Uh, deci el a dat o declarație astăzi și uh, din care rezultă că Tonic Debl în anul 2008 i-a reproșat în mod direct faptul că nu este de acord cu o compensare propusă de o firmă a lui Bârcină care avea un debit neachitat la complexul energetic rovinari, inițial de 10 milioane de lei și ulterior de 6 milioane de lei. Compensarea susținută de Toring Deblă pentru Burcina privea stingerea creanței în totalitate cu un teren supraevaluat și aparatură electronică inutilă. Deci, pentru so inutilă societății. Deci, asta nu s-a produs. Ce n-am înțeles uh, uh, eu, unde este amenințarea. Adică, dacă eu, în particular, mă cer cu cineva și îi spun, băi, ești bou sau ți-arăt te ți Știți cum face lumea în general când ne mai amenințăm între noi. Așa? te trezești cu el că l-ai amenințat pe unul. Uh, atenție. Uh, deci urmarea refuzul e explicit. Deci nu are logic. Deci pentru un refuz din 2008, în 2013, deci la 5 ani, tonic, deci în anul 2013, Tonic Greblă pe horile prefecturii s-a întâlnit cu martorul pe care l-a amenințat în mod direct. Așa spune de neau. Deci dacă nu sunt omise ceva sau nu sunt sărite, mă, o amenințare pe 5 ani? E adevărat că ă, Laurențiu Ciurel, după momentul rovinari, când, știți, povestea cu agenda, cu lista, cu nu știu ce, a fost plecat o perioadă prin Aust Australia sau pe unde am mai fost. De văzut acest dosar, la cum se învâr lucrurile, probabil, probabil că Tony Greblă va ajunge, va ajunge la, la, închisoare, dacă, pentru că Parlamentul, știți cum ați văzut, nu mai ține cont de situații. Deci, practic, toți cei care ajung nu se mai pune problema Uh, vă dau o știre de ultimă oră. Foarte interesant. Uh, Credeți-mă că a rămas puțin uimit. Uh, e o știre care a intrat acum pe fluxul de știri. Rudelo Breja, Cornel Răzmeriță, primarul din Lupeni, Ștefan Lungu și Gheorghe Nastasia vor fi eliberați de decizia în altei curs de, de justiție. În alta curte de casație și justiție a decis, atenție, că nu e competentă să judece propunere de arestare preventivă și arest la domiciliu în cazul lui Rudel Obreja și celorlalți inculpați din dosarul Galabute, întrucât în cauză nu sunt urmăriți penal actuali sau foști miniștri. Cei patru au fost reținuți în dosarul Gala Bute. Foarte interesant. Dar până a prezenta procurorii de nea pe arestații respectivi, n-au văzut că nu sunt competenți. Bine, acum, ca o știre, se pare totuși, există pe surse judiciare, susțin pentru știri pe surse.ro, apropo de site-ul cunoscut, Că în perioada, imediat, perioada următoare, procurorii din rea vor cere Camerei Deputaților un comitare a un deputatul Elena Udrea. Au cerut deja. În acest moment, uh, sunt strânse suficiente probe pentru a merge în fața judecătorului pentru a cere un mandat de arestare în dosarul BUTE pentru Elena Udrea. Și Elena Udrea a fost ministru. Dar vreau să vă spun că asta e lovitură de teatru, apropo de mandată, și aici începe. E surprinzător, ca să nu mai zicem altceva, rămâne să vedem în următoarele, în următoarele zile ce s-a întâmplat de fapt. Așteptăm, e la Breaking News, așteptăm în câteva minute să se lămurească situația și vedem și ce preia televiziunile centrale. Între timp, <coughs> ce scuze, între timp <coughs> vreau să vă spun că unul dintre marnații media care a influențat foarte mult și ultimile alegeri prezidențiale. Pre e vorba de Adrian Sârbu, fostul director, patron Pro TV, A fost săltat de procurorii în altei curți, dintr-un restaurant, când se întâlnise tocmai cu Marian Vanghelie și dus la, dus la parchet, a fost reținut pentru 24 de ore, în momentul când a ieșit, a arătat și cătușele frumos, cum dă bine, atât, și ca să vede și el era o victimă, pentru faptul că uh, s-ar fi luptat cu premierul, cu diversi alți politicieni aflați la acest moment la putere. Uh, nu știu ce probe are sârbu, rămâne să le vedem, dar știm deja că grupul de presă pe care l are. Are niște datorii uriașe, iar cei care au dat declarații la DNA cu ce le-a făcut au fost chiar proprii angajați, proprii directori. Deci, în aceste condiții, complotul împotriva marelui deontolog, marelui om de presă, nu prea stă în, în picioare. Știți că nu mai vorbim de alte subiecte, practic nu vorbim de cele decât de activitatea DNA și. De, și a celorlalte instituții judecătorești sau juridice. Haideți totul să, să vorbim despre o, despre o, altă problemă care se întâmplă la Constanța și ca să schimbăm puțin, să zicem așa, subiectul. Radu Mazăre se va alege și el cu un dosar penal. Încă unul care destule. Și ghiciți cine o să-i facă plângere și de ce, că asta chiar e de foarte interesant. Este promisiunea făcută de Asociația Elevilor din Constanța, care va depune o plângere penală la DNA, unde, acum toată lumea merge la DNA, indiferent pentru ce, nu? Pe numele primarului Radu Mazăre pentru un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro? Asociația Elevilor din Constanța va depune miercuri, 4 februarie, adică mâine dimineață, o nouă plângere penală la Direcția Națională Anticorupție, structura centrală, pe numele primarului municipiului Radu, Șerban, Radu Ștefan Mazăre, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu. Plângerea penală se referă la refuzul acordării reducerii de 50% la transportul local în comun pentru elevi, prevedere stipulată în articolul 84 din Legea Educației Naționale. Cităm, numitul Mazăre Radu Ștefan refuză de 15 ani de zile să aplice legea și să acorde elevilor reducerea de 50% la transportul local în comun pe care legea le-o garantează. În acest moment prejudiciul este de peste 50 de milioane de euro o să, în documentul respectiv. Apare în document. Asociația elevilor din Constanța este singura organizație reprezentativă a elevilor din județul Constanța. acum vreau să vă spun că se calculează prejudiciu pe ultimii 15 ani. O tâmpenie, știți că e cu 3 ani. Deci, eventual, poți să stabilești un prejudiciu pe ultimii... Bine, dacă o luăm după DNA, stabilește și după 10-15 ani, când la alt tip de prejudiciu. Dar asta e prima problemă. De ce nu s-au trezit până acum? Iar n-am înțeles. Dar probabil că în spatele copiilor vom afla că este altcineva, e prea bine orchestrat această uh, situație ca să nu fie să nu fie speculată, dar pe mine mă, mă, surprinde altceva. Știți că Mazăre la Constanța nu e un primar deosebit, ba din contră. Cei care ați trecut prin Constanța în ultimii ani știți la fel că e la fel ca acum 10 ani în mare parte. Ce s-a mai făcut pe lângă nu-i meritul primarului. Dar -ă, mazăre iese la Constanța pentru că a făcut un cartier pentru oamenii săraci și pentru că dă ajutoare la bătrâni și alte chestii de genul pentru oamenii săraci. Bun, în aceste condiții, iată că a ignorat deci, un segment foarte important al populației. Și cu toate astea a ieșit primar în continuare. Aici e surprinderea, niciun caz la partea asta. Deci probabil că acesta nu o să fie un dosar prea serios sau la cât de serioase are unele dosare mazăre, asta e exact uh, uh, nimic, practic nu e ceva care să-l pună uh, să-l pună în dificultate. Uh, acum mergem la o altă știre până a venit și în gorj și vă vorbim despre dacă tot vorbim de Parlament, să știți că avem o situație pe care ar cam trebui să o lămurim, mai ales că la momentul. Știți, foarte mulți dintre edilii din și din județul Gor și din țară se bat cu anii pe incompatibilități. Știm deja, președintele Claus Iohannis este poate singurul om din România, mai sunt câțiva, dar printre puținii care a reușit să învingă Ani în procese atât la curtea de apel alba Iulia, cât și la, în alta curte. La Ani nu răspunde nimeni când pierde un proces, ba din contră. E, vreau să vă spun că acum l-au prins pe Petre Roman cu pantalonii în vine, cum se spune, și vor neapărat să-l scoată din Parlament, deși el are un proces pe rol. E adevărat, n-a acționat în timp util la momentul acela pentru că el are un PFA. Incompa deci incompatibilitate între funcția de deputat și cel de patron de PFA, deși PFA-ul era închis la momentul când a devenit de deci la închis din momentul când a devenit parlamentar. Și cu toate astea e incompatibil, cum ne spun ăștia, anii. acolo era marea hoție. Dar în fine, să zicem, asta e unei lege nu i tocmial. Dar comisia juridică de la Parlament a decis, deci Comisia sena, cred că senatorială e vorba. Nu, la camera deputaților, a decis să-i mai dea o șansă, în sensul că amendați de ani, cu... Deci, toți deputații și membrii din Comisia Juridică au fost uh, amendați de ani cu 2000 de lei pentru că. De, de, atenție, de, uh, cu 2000 de lei fiecare, din cauza că nu l-au revocat din funcție pe deputatul Petre Roman, după ce lunile a transmis o nouă solicitare în acest sens, au declarat surse parlamentare. Anii a solicitat Camerei pe data de 12 ianuarie revocarea senatorului, deci până la urmă sunt eu, eu, am zis bine, din funcție pe motiv că acesta nu a contestat la termen raportul de incompatibilitate. Petre Roman a susținut atunci că a depus o contestație la Curtea de Apel București, însă Ani susține că a ieșit din termenul de 15 zile. Ani a solicitat președintelui Camerei Valeriu Zios, să constate demitea de drept din calitatea de deputat al lui Petre Roman ca urmare a raportului de evaluare rămas definitiv prin necontestare. Ani avertizează că pe, șef, pe, șeful Camerei că dacă nu va dispune aceste măsuri va sesiza parchetul pentru abuz în serviciu. Potrivit legii de funcționare ANI, în respectarea obligației prevăzute în articolul 6 de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi, constituie contravenție. Agenția Națională de Interior a trimis o spuneam, solicitarea respectivă. E, uh, acum vreau să vă spun un lucru. Deci, e vorba de funcția de deputat și de calitatea de persoană fizică autorizată, cum vă spuneam. Uh, Petre Roman n-a atacat la timp asemenea decizii, dar el este într-un proces. Un proces care cred că va fi și câștigat, pentru că Constituția noastră are multe aberații, și nu văd problema. Dar, bun, să zicem că va fi și pierdut. Nu l-a atacat în timp, dar procesul e pe rol. Dacă aleșii au hotărât acest lucru, sunt totuși parlamentari. Ce mi te bași tu, Ani, cu Bocancii să se respecte nu știu ce? Atenție! Ani nu a răspuns până acum. Nea, hăla, directorul, ăla hăla, Horia Georgescu, trebuia Atenție! Avem cazul Mircea Diaconu. Au pierdut toate procesele, au făcut lui și la e, Parlamentul European. Horia Georgescu trebuia să plece după asemenea situații. Ba, din contră, îl vedem pe la televizor, anii e citată ca mare instituție și nu știu ce. Deci trebuie să ne înțelegem. Una e de ul și sunt rezultate, și alta e anii care. Când a trebuit să aibă un rezultat, a dat chis de fiecare dată. Da? Asta e altă problemă. Sau la Ani ca doar fraierii, știți cum se spune. De fapt, printre primarii, chiar printre primarii din Gorj circulă ăsta că la Ani nu pică decât fraierii. De ce? Probabil știu din și mai bine, dar asta e altă, altă treabă. Bun. Deci, în cazul acesta și am avut, deci, fostul senator Mircea Diaconu, președintele în funcție, Ani a pierdut. Deci putem să credem că și Petre Roman are o șansă. Și atunci de ce trebuie să-l scoatem? Neapărat să forțăm să-l scoatem acum din Parlament. Bun. Dacă câștigă, ce se întâmplă? De discutat. Uh, lucru trec. Uh, timpul trece și uh, mi-am propus uh, să mai vorbim și de alte subiecte uh, în această seară. Printre, uh, printre acestea. Uh, vreau să vă spun un lucru. Știți că a fost o perioadă, acum vreo săptămână și ceva, emoții mari, Franco Elvețian, care urcasă foarte sus, între timp a coborât. Noi, la nivelul autorităților, ba, făceam, ba, nu făceam, ba, nu știu ce facem ca să, pentru oameni, ca să mai luăm un vot în plus. Și lucrurile între timp s-au estompat. Nimeni nu mai prea vorbește de chestia asta. Însă, BNR-ul, vreau să vă spun și deputații, o țin lungă. Comisiile reunite de buget au invitat la discuții conducerea executivă a BNR în 10 februarie. Tema întâlnirile? creditele cu franci sau un franc elvețien. <coughs> Poate o să aflăm mai multe uh, o să aflăm mai multe despre acest caz, dar nu văd ce -ar, uh, ce s-ar mai putea întâmpla. Uh, vreau să vă spun că Astăzi, după cum știți și v-am anunțat și, și, zilele trecute, uh, joi, la ora 17, va avea loc un mare meeting al minerilor uh, la, uh, la Târgu Jiu, uh, protestul celor 5.000 de angajație se va desfășura până la urmă în piața centrală a Prefecturii, în fața Departamentului Minier, fostul sediu al SNL-ului. Vreau să vă spun că a fost aprobat până la urmă mitingul din 5 februarie, deși vreau să vă spun că erau motive ca el să fie și respins, adică să fie mutat mai ales, Vreau să vă spun că liderii sindicali de la FNM au stat ceva și cei de la Departamentul Solidaritatea, Marciuc, Adrian Marciu și ceilalți, au stat ceva pe la ușile primăriei pentru că era o problemă. Nu s-a respectat săptămâna trecută la meeting nu s-a respectat persoanele, numărul de persoane și automat era motiv să nu mai dea aviz. Până la urmă, Autoritățile cred că au făcut bine că au dat acest aviz și mitingul se desfășoară la, la ora 17, mai ales că situația este cum este în CEO și până la urmă e și o supapă de, de ieșirea oamenilor pe, pe, această, pe această problemă. Rămâne însă discuția foarte clară pentru că noi nu știm unde ne aflăm la acest moment noi nu știm, noi, mă refer marele public, dar nici angajații și probabil foarte mulți nici dintre conducătorii CEO, nu știu care e situația exactă a CEO. Ce își permite ceo să mai facă la acest moment? Că aflăm doar din ironiile interminabile ale lui Laurențiu Ciurel și din diverse declarații de stau mintea loc ale lui Aurel Medințu, Chiar uh, am înțeles că COU are un program. Pleacă acasă anul acesta vreo câteva sute de oameni care au făcut vârsta de pensionare. Întrebarea este, nu cumva și. nu cumva și domnul Medințu a făcut vârsta respectivă? Uh, e, de, e de discutat. Uh, Discutat acest, acest lucru. Acum vreau să vă spun că am primit un mesaj în care cine, cineva îmi spune, nu știu dacă se referă la mineri, dar spune ceva de genul să trăiască cu 700 de lei ca majoritate. Dacă punem obiectivul acesta ca minerii care au totuși un salariu ceva mai bun decât acel salariu de 700 de lei și condițiile sunt foarte grele în care lucrează minerii, avem o problemă mare. Deci nu cred că acolo trebuie să fie obiectiv. Însă, eu cred că oamenilor trebuie să li se spună adevărul. Adică ce putem să facem și ce nu putem să facem. Deci a ține secret care e situația exactă a companiei și în condițiile acestea a inflama lucrurile și mai mult, nu cred că e în regulă. Cum la fel, nu cred că este în regulă nici cealaltă variantă pe care au lansat-o de ceva, de câteva zile, aceea că să se va reorganiza complexul energetic <coughs> într-unul mai mic, care să aibă în componență doar termocentrale turceni și rovinari plus carierele aferente. Deci, acum să vă spun, Soluții ar trebui, deci ar fi închise. Înțeleg, femeiu, negocierile cu femeiu au fost foarte dure și s-au cerut niște măsuri. Printre, printre măsuri, propuneri, din câte am înțeles, ar fi să se închidă unele capacități energetice de la Craiova, Ișalnița, un grup de la Turceni plus carierele din Motru și Peșteană. Acum vreau să vă spun un lucru. Dacă închis carierele din zona Motru, unde sunt, se produce cărbune la un preț rezonabil și mai ține în conștient de distanță, deci cu totul în această situație, practic nu mai văd de ce trebuie să ții complexul energetic. În varianta asta mergi pe... Propunerea care s-a mai făcut, ne întoarcem la situația de acum trei ani și avem din nou vechile entități. Deci, a, a, a face doar rovinariu și turceniu cu carierele aferente, uh, el, acesta va rezista, dar celelalte nu vor mai rezista pentru că nu vor avea, în primul rând, unde să, să dea producția. Dar, bun chiar și un asemenea plan ar trebui să-l discutăm, să știm exact. Deocamdată el apare pe surse la negocierile cu femei, dar nu-i discutat și cu oamenii. Mi s-ar fi părut corect ca în momentul când managerul privat sau cum este, merge la negocieri cu femei, să știe și el ce are în județ, adică să știe, bă, asta pot să fac. Nu mă duc la negocieri cu femeiul în condițiile promin diverse lucruri pe care nu o să le fac, pentru că nu va accepta nimeni deja primarul Hanu de la Motru a spus-o clar că nu se pune problema închiderii pentru că automat Motru are, deci va, va, fi un efect mortal efectiv pentru economia care mai există în zona Motru. Și să știți că nu numai. Spune directorul general că reprezentanții VMEA au cerut complexul energetic un plan de închidere a unităților de producție electricității nerentabile. Păi bun, acum dacă le luăm după ne rentabilitate sau rentabilitate, cred că toate, tot ce este pe cărbune nu este rentabil. În ce sens? Depinde unde ne raportăm. Că dacă ne raportăm la prețul de la hidro sau chiar de la atomică, ne mai vorbim de la eoliene și panouri solare, atunci clar, energia pe cărbune este total nerentabilă. Dacă ne raportăm la ce trebuie și, uh, să facem când, v-am spus, când e prea cald sau e prea frig, când ai nevoie de această energie pe cărbune, atunci lucrurile se schimbă. Ar trebui să ținem cont de acest lucru pentru că altfel, uh, uh, altfel nu, se, nu se pune problema. Uh, deci, și-am mai anunțat ceva la Orențiu Ciurel și o să îmi permi, uh, permis să vă citesc acest lucru. Pentru că anunță apocalipsa dacă este să, să ne luăm după, după domnia sa. Spune așa, noi suntem în situația, sistemul energetic românesc, ca începând cu luna aprilie să vedem toate termocentralele oprite și chiar toate hidrocentralele oprite se preconizează perioade lungi de timp în care nevoia de energie va fi acoperită de regenerabilă și de nuclear și în afara sistemului ar putea rămâne și gazul, și apa, și cărbunele. Bun, dacă un asemenea scenariu va deveni realitate din luna aprilie, vreau să vă spun că mineritul chiar nu are nicio șansă, pentru că energia pe apă este mult mai ieftină decât cea pe cărbune, e undeva la o treime. Deci dacă mai punem și gazul, care oricum e mai ieftin, cam, deci prețul e cam la 2-3 din cel de pe cărbune din, din ce știu eu ca cifre, deci, practic, cărbunele nu ar avea nicio șansă. Până în luna aprilie, ar trebui ca și statul să intervină să știm exact, încă o dată spun, dacă avem nevoie de minerit, să stabilim exact ce și cum, dacă nu, asta este, deși dacă nu, gorjul închide porțile. Am văzut acum în ultimile zile, niște mafalde care spun tot ce mai rău, că în gorj se va muri de foame și nu știu ce. Există riscul ca gorjul să traverseze cea mai grea perioadă economică a sa în perioada următoare. Dar trebuie găsite și soluții. Și soluțiile nu pot fi decât odată la, nivel, la nivelul companiei, dacă un management care să ai încredere în el, și eu, din păcate la acest moment nu cred că mai există încredere la adresa managementului din companie, sindicatele să fie mai unitare ca să știm ce și cum eventual un sindical majoritar cred că trebuie format și, atenție, impus, impuse aceste păreri ale specialiștilor către Ministerul Energiei, Ministrul Gere a spus că el n-a nicio soluție pentru CEO, dar nu l-a chemat nimeni să fie ministru, deci dacă nu are soluții, îi putem spune la revedere să ne lase. Bun. Și eventual, premierul Ponta, chiar parlamentul, pentru, pentru a se găsi soluții. Cum ar fi soluția? Cea mai la îndemână, chiar dacă, și asta bine, în și cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, este clar cât mă pot întinde cu producția de cărbune. Adică pot să dau zilnic 1000 de megavați Pentru că consumul nostru în România pe timp de iarnă se duce și spre 7.000 de megavații pe timpul verii chiar coboară și coboară undeva chiar 4500-5000. Bun, deci dacă pe timpul verii, nu pe perioade, perioade extreme, să stabilim, bă, un minim de 1200-1300 de megavastre, că ar putea ține pe linia de rentabilitate. Bun. Și în perioade de vârstă dăm mai mult cum dăm, că am dat, și cu 2000, chiar 2000 și când au fost extremele, extreme ale vremii. Bun. Și atunci, făcând media pe tot anul, cred că am ieșit și noi cât de cât pe renta, Dar a trebuit vorbite și scrise acestea pe hârtie. Există o ordonanță care nu se respectă. ANR-ul tot face gălăgie că sunt presiuni, dar trebuie să o lămurim pentru că așa nu se mai poate. Nu cred că ne permitem ca țară să renunțăm la acest complex energetic Oltenia. Vom mai discuta despre asta cu siguranță. Joi seara, mare meeting, cum spuneam, la Târgu Jiu, n-a mai fost de mult un meeting cu 5-6 de oameni și veniți din mai multe părți ale județului. Am uitat să vă mai vorbesc despre diverse lucruri, declarații între foști, actual lider de sindicat, foști, actual lider politici de la Gorj, care se acuză de diverse lucruri, se fac așa cum nu mai reproducem noi la acest moment, dar asta în seriile următoare. Mulțumesc pentru atenție, o seară bună! Vă las cu muzica populară și Gigi Vasile.